Astăzi, în acest episod, mama lui Daruxel 2012 ne-a dus la școală, unde acolo a aflat de la directoare că de fapt noi n-am mai fost de foarte mult timp la ore. Am încercat să scăpăm, dar la un moment dat ne-a prins și chiar nu vreți să știți ce a urmat. Dar da, nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Bă, Daruxel, o să te iert că mi-ai spart vaza, că până la urmă, bă, e întâmplător, toți mai facem accidente, aia e, o să cumpăr alta, dar până atunci, a, mi-ai luat tu, mersi, mersi. Ai cumpărat vaza, Daruxel? Da, vezi ce copil bun am eu, uite, să iei exemplu. Da. Ideea e că eu vreau să vă întreb, bă, voi cum stați cu școala? Că chiar sunt curioasă, nu știu. Rafaele, n-a aflat de mult. Da, îi spunem, normal că îi spunem. Păi, da, vă spun eu că Daruxel, uite, place să mănânce burgere, stă să mănânce acolo burger, că-l cunoașteți până la urmă dacă sunteți mama lui. Păi da, cu școala cum să stăm? Am fost în fiecare zi, hai că da. Și da, ne-am descurcat, avem numai note de 10, da, nici n-am mai fost de 7 luni, dar în fine. Și da, a fost super interesant pentru că Daruxel stă în spatele meu, mă cam enervează câteodată, mai face așa puțin să râd, dar nu-i problemă, că doamna îl iartă, că are note bune el. Păi și știți că astăzi e gen zi de școală, adică trebuie să mergem la școală, nu? Azi trebuie să mergem la școală, băi, dar să tu știi... Mamă, bă, Rafael, am uitat, bă, hai să mergem, hai! Bă, Daruxel, ia vină, tu ai lăsat mă ușa deschisă la frigider, mă, copilul, ia vină încoa! Bă, stai puțin, Daruxel, nu-mi vine să crezi, stați puțin, că bă, ne-a întrebat să mergem la școală, ne-a zis să mergem la școală și noi ne-am mai fost la școală de când a început școala, am fost de 3 ori pe anul ăsta, bă, frate, nu înțeleg care e faza, mamă, și dacă ne vede femeie, sperăm totuși că să mergem doar noi, de fapt să nu vină după noi, că dacă vine după noi, oricum noi nu o să mergem acolo, pentru că, adică de fapt o să mergem, frate, că trebuie să mergem până la urmă, că n-am mai fost de mult și nu știu. Bă, gata, bă, ce mă, Daruxel, hai să ne pregătim de școală, stai puțin, deși dați mine, e mai rău decât doar să ieși cu Alex pe bune, nu înțeleg care e faza cu ei. Pirates on the boat. Bun, copii, sunteți gata să mergem la școală? V-ați pregătit, v-ați luat tot ce aveți nevoie? Da, hai să mergem! Bă, Daruxel, mă, ce faci, mă, așa? Bă, spuneți-i, vă rog, că mă face de râs, pe bune, vă face și pe dumneavoastră. Daruxel, uite, ia un burger și nu mai pune alea, pentru că trebuie să ne ducem la școală, ok? Și cred că ar fi o idee mai bună să te și schimbi pijamale, știi ce? Uite, mai adă-i burger și du-te până sus, te schimbi din pijamale, schimbă-te și tu în ceva mai ok. În pijamale? Păi e deja în pijamale. Auziți, da, și cum adică să... Dar putem să mergem și noi singuri la școală, adică nu e o problemă, nu vă faceți griji, noi putem, că e... Adică, de fapt, e aproape școala, că nu știu unde e locația asta, că eu nu știu cum am ajuns sincer aici, dar eu să-l mă adus. Da, e destul de aproape, dar știu că știi să mergi singur. Până la urmă, sunteți copii mari, dar, na, nu știu cât timp o să mai am, adică vreau să petrec fiecare secundă cu voi, așa că pot să vă duc eu la școală astăzi. Ah, ok, am înțeles. Păi, da, ne duceți acolo, ne lăsați în fața porții, că ne descurcăm. Să merg, că vreau să salut și eu pe doamna directoare și... Ok. Bă, Daruxel, ți-am zis să stai jos pijamalele, că nu să te faci de râs, să te văd și toți copiii pe acolo, nu o să fie de bine. Păi nu-mi pas, hai să mergem, hai! Bine, hai să mergem. Bă, dar de ce mi se pare că nu mai e așa strictă, mă, frate? Bine, ori într-un fel e bine, dar voiam să mai rândești așa. Mă, ce, stai puțin, dar, bă, cum conduce, bă, un copil? Auziți, stai puțin, cum conduce, Daruxel? Păi, Daruxel a luat permisul acum 2 ani. Da, și eu cum, eu unde mai urc? A, bine, de ce ți vă duceți, da, pa, Daruxel, du-te la școală, eu stau aici, am adus să mă joc, ok, gata. Nu, frate, bă, nu, că trebuie să mă duc, vreau și eu să mă duc, că nu înțeleg, bă, nu vreau să las pe Daruxel la greu, sincer, că o să fie cam nașpa, pentru că Daruxel n-a mai fost la școală și chiar sunt curios care e faza. Așteptați-mă și pe mine, bă, Daruxel, așteaptă. A, fraiere, m-am dus în față. Mă, tu așa vorbiți cu copilul meu? E, las că vezi tu când ajungi acasă. Nu, stai puțin, cum adică? Da, hai să mergem la școală, dar să mai repede, omule, Daruxel, bă, dar nu știi să mergi cu mașina asta două, bă, Daruxel, ești fraier de tot, ce să mai adică? Parcă ți-am zis ceva, ia ta și vezi pe unde mergi acolo, că poate faci și accident, doamne ferește. Gata, doamne ferește, doamne ferește, tasă la Daruxel, că poate el face mai repede, nici știe să meargă cu golful ăsta de mașină, adică pe bune, aia nici... Mă, la ție nu-ți așa un pic rușine, mă, tu chiar așa ne simțit, poți să fii? Nu, gata, nu mai spun nimic, dar mă, frate, nu, că familia asta e nebună, deci am înțeles de ce Daruxel așa de nebun, chiar am de să-mi știți misterul, chiar, bă, da, faza e că noi trebuie să mergem acum la școală și n-am mai fost de foarte mult timp, frate, nu înțeleg cum o să reacționeze profesoara, să spun că nu o să vină. Gata, puteți să o duceți acum, ne-am ajuns, puteți să o duceți acasă cu mașina, noi venim cu motocicleta. Da, stai, stai, că vreau să salut și eu pe doamna directoare și, na, poți să mă duci tu, Daruxel, la biroul ei, te rog, că nu prea știu unde e și... Păi da, doamna directoare, pe Daruxel, nu parcă doamna directoare a spus că o să fie în vacanță o săptămână? Da, nu prea cred, pentru că mi-a dat mesaj că mă așteaptă la școală, așa că... Cum adică, pe Daruxel, e grav, înseamnă că noi n-am mai fost de foarte mult timp, Daruxel, poate... Daruxel, ce facem acum? Nu știu, hai să mergem, hai! Hai să mergem, să vedem ce o fi, frate, mă, dar hai să ne oprim și noi aici! Nu mă stii, mă!
Mă, ce faci? Mă, vorbești? Mă, ce faci? Bă, dar nu prea să... Nu s-aude, ia să vine aici la ușă, să vedem dacă s-aude ceva. Ia, vine. Bă, dar n-aud. Nu vorbește nimeni. Bă, dar s-aude ceva? Răsel, hai că încerc să deschid. Încerc să deschid ușa să nu se vadă nimic. Hai să vedem, gata. Bă, dar nu vorbește nimeni, dar ce se întâmplă aici? Mă, vorbesc prin semn. Ce mă, mă, păi, nesimțit. Mă, tași, mă, dar Răsel, bă, ai mai răbdare. Nu te mai jucă așa, hai să ascultăm sau... Unde... Bă, să nu te-am văzut că s-au zis... S-au zis ceva. Sau de ce? Nu mai ah, pe bune, păi și mie mi-am zis că au numai note de 10, că nu știu ce. Mă, nu vine să cred așa ceva. Matică, 7 luni, chiar așa. Termină, omule. Chiar încerci să zic că s-au întâmplat acestea. Te-ai putine, păcată, omule, că... Gata, omule. Bune, chiar așa, mă. Omule, gata. Îmi cer scuze că n-am făcut așa și o să mă asigur eu că... Nu m-auzit? Bă, termină! Mă, ce faceți, mă, copii aici? Asta-ți puțin, ieșiți afară! Ieși afară din birou! Afară, te rog, și avem ceva de discutat, așteptați-mă aici! Bă, frate, nu înțeleg! Bă, mai am puțin și mor! Bă, nu înțeleg care-i faza, mă, ce se întâmplă, unde e, mă, ăsta, că deja mă enervează, frate! Adică, bă, dar să le vină mai jos înapoi, unde te-ai dus, dar să el, unde-i... Bine, să aveți o zi bună, să aveți o zi bună, să o salutez pe Gigi din partea mea, ok, copii? A plecat, dar să nu mai e aici. Dar Darius, vino să se stau burger. A plecat. Nu, burger. Unde burger? Uite burger, dar înainte să ți-l dau, puteți să-mi spuneți și mie de ce doamna directoare mi-a zis că n-ați mai venit de 7 luni la școală? 7 luni pe de școală, nici n-a început de 7 luni școală, cum adică? Mi-a zis că nu v-am mai văzut de vreo 7 luni pe aici. Lăsați puțin că dacă facem un calcul din septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Aia nu mai faci tu pe deșteptul, că dacă erai deștept, poate veneai și tu la școală. A zis că nu v-am mai văzut aici de 7 luni și că e foarte supărată pe voi. Amândoi sunteți în stare de repetență și a zis că nu se termine bine pentru niciunul dintre voi. Ce, cum adică? Nu mi-am fost mereu la școală. Uitați că e profesora, că adică nu e nimeni, Dar Iusel, ia vino, dar Iusel, burger. Bună ziua, ne bucurăm că am revenit la școală. Nu e nimeni, ok, puteți să vă întoarceți un pic la tablă, că gen, uitați-vă un pic, aici un calc. În primul rând, Dariusele, știi că tu ce faci tu acum? Pune tot numele familiei, efectiv, ne faci de rușine pe toți. De la fel chiar nu-mi pasă, sincer, adică chiar nu contează, dar tu pe mine, de tine mă interesează. Tu știi că am pus tot efortul ăsta să te cresc, să te fac deștept și tu așa faci? Da, nu, că din Rafael mă putea să mă plătește. Auziți, dar stați puțin, dar e și profesoara aici, adică am intrat într-o clasă, noi trebuie să stăm aici să lecturăm, să citim, să învățăm, adică nu trebuie să faci gălăgie. Voi observați că sunteți singuri pentru că toată școala s-a terminat. Eu acum am venit special pentru că toate profesoarele și doamna directoare se plâng de voi pentru că nu... Bună dimineața, stați așa, dumneavoastră, sunteți mama lor. Da, eu sunt mama lor și știu, mi-a zis acum doamna directoare, îmi cer foarte scuze pentru amândoi și promit că nu se vă mai repeta, o să înveți eu o lecție foarte importantă amândoi când ajung acasă. Scuzați-mă, băiatul ăsta așa mai ciudat, el e adoptat, dar gen... Ok, o să mă asigur eu că învață amândoi lecția și o să mă asigur eu, vă promit că nu se va mai întâmpla. Ok, da, acum eu am venit la școală. Bă, Darusele, uite că nu mai... uitați-vă puțin ce face Darusele, să vă spun și vă, că dumneavoastră nu știți, veniți puțin, uitați-vă la mine. Deci Darusele, uitați-vă ce și-a pus el și-a aliniat asta cu colegul de bancă aici, ca să stea să vorbească cu el, să râdă toată ora, să deranjeze pe doamna. Oricum a zis doamna că voi o să stați în banca din față și o să stați unul aici și unul acolo, așa că nu prea... Întrebați-o puțin pe doamna, să zic că am mare dreptate, adică întrebați-o, pe bune, întrebați-o, să zic că am dreptate, mă, dar să băi, ne simți pe bune, adică nu se întâmplă așa ceva. Iar am dreptate. Da, mi-a zis că nu știu ce se întâmplă și a zis că o să stai chiar aici în fața catedrei, Darusel. Darusel, fraiere. Păi stai puțin, tu mă iei așa de proastă, tu așa de proastă, mă, crezi, cum se vorbește așa despre copilul meu? Cum adică, ce vorbi de Darusel? N-am vorbit nimic, dacă așa de... În cazul în care te interesează, poate vrei să aduc aminte că anul trecut tu ai avut media 4 și el a avut media 4.50. Da, stai, mă, nu ne cunoșteam anul trecut măcar? Da,
Cum a trecut anul, a trecut 2023. Ia stați un pic, o să vorbesc eu cu doamna profesoară. Mă, dar să le, bă, tu răutății situația, de ce ai zis să vină aici, sus, dar să le putea să nu mai vină, ce... Dar, vezi că tu o să stai aici în banca din față cu doamna profesoară și tu, Rafael, o să stai aici în partea asta ca să nu stai lângă el și o să vină câte supraveghetor în primele zile ca să vă asigure că niciunul dintre voi nu face ceva. Ok, pe și acum ce facem la școală? Facem ceva sau plecăm acasă? Trebuie să stați aici până mâine, adică să nu ieșiți din clasă, pentru că doamna profesoară trebuie să recupereze cu voi tot ce ați pierdut în aceste 7 ani. Eu o să mă duc acasă. Pa, pa! Auziți? Mă, Rafaele, ce faci aici? Cum ai ajuns așa repede? Cum ai reușit să... Ok, știi ce? Nu, asta e important. Unde e copilul meu? Nu mă interesează ce ai tu de spus, pentru că nu prea aveam ce învăța de la tine. Unde e copilul meu? Nu mă interesează. Unde e copilul meu? Zi acum. Lăsați-mă să vă spun unde e. Zi unde e copilul meu. Ok, zi unde e. Ok, ați văzut faptul că nu se mai află aici motoreta, nu? Ați văzut, da? Păi da, pentru că motoreta... A, dar chiar motorita, urcă mașina păi acum. Da, asta încerc să vă explic. Urcă mașina în momentul ăsta. Că sunt eu aici afară. Adică pe bune, dar să l-a plecat și am fugit după el. Repede a sărit cap terminat. E prost, mă, nu înțeleg care e faza cu el, gen așa. Mă, tu iară vorbești prostii de copilul meu. De câte ori ți-am zis că poate vrei să te și dau afară din casă? Cred că a uitat că Dărusele că am vândut casa și nu mai aveți unde să stați. Dar tu cum adică am vândut casa? Cum adică am vândut casa? De ce am vândut casa? Păi credem că știi, mi-a zis el contul lui de ceva, nu știu, joc și a vândut și a luat ceva. Vrei să vă spun ceva? Dar el are un cont, deci a băgat pe laptopul dumneavoastră, a băgat un cont de Fortnite în care și-a instalat niște lucruri. Mamă, tu iar vorbiți prostii de copilul meu, ia lasă-mă în pace. În primul rând, stai puțin. Și voi cum ați ajuns așa repede, dar el cum a reușit să plece așa repede de acasă? Dar de ce nu vreți să mă ascultați? De ce credeți că v-a spart Darusel vaza ieri? Dacă l-ați lăsat la laptop, el mi-a arătat contul. Nu mă interesează, nu mai vorbi prostii de copilul meu, că te dau afară. Unde s-a dus și cum a ieșit așa repede din școală? Păi a sărit geamul. Ce? A sărit pe geam? Nu! Copilul meu! Darusele! Doamne, tomule, bă, ăla e prost, mă, dar e prost pe bun. Eu v-am spus, dar dacă n-aveți, dacă e, nu știu, trebuie să-l duceți undeva, nu știu, să, nu înțeleg ce se întâmplă, dar e prost în ac, adică de fel așa. M-auziți cumva? Alo, m-auziți? Băgați-mă, alo, m-auziți? M-auziți? Alo, Doamne, nici nu mai bag în seama. Bă, trăiesc cu nebuni aici. De ce am ajuns într-o casă de nebuni? Nu știu cum am ajuns, dar să le-a dat el cu poțiunea aia pe mine. Nici măcar nu am știut exact ce face. Și uitați-vă unde m-a adus. La mama strictă, de m-a adus la mama lui. Eu gen... Ce mai rău cu lume? Nu înțeleg cum am ajuns aici, frate. Nu înțeleg ce se întâmplă. Și dar să nu știu unde a plecat, bă, frate. Nu mai înțeleg absolut nimic, frate. Deja m-am supărat. Nu mai am ce să mai fac. Mă pun acum să dor foarte frumos. Ce faceți aici? Alo? Ce sunt? Bă, Doamne, bă, îmi spune și mie în ce lume trăiesc? Bă, frate, dar pe bune, unde-i monstru? Mă, trebuie să-l sun la telefon, că deja nu se mai poate. Unde s-a ascuns? Unde a plecat? O fi în casă sau ceva? Hai, că l-aștept să răspund acum, să vedem. Mă, ce sau... Sau burger. Bă, dar se... Alo, mi-a răspuns, bă! Rafa, ce faci, bă, Rafa? Fii antenă! Unde ești, bă? Unde ești? Tu unde ești, Darusele? Iar mănânci burger? Bă, unde ești, mă, Darusele? La restaurant, la diner sau unde ești? Nu, bă, Rafa, stai că vin la tine! Vezi ceva? Am văzut, e acolo, băi, acolo, dar... Bă, ce faci, mă, omule? Bă, dar Darusele, tu chiar așa te joci cu focul, pe bune? Da, bă, Rafa, e ta singură, ia, lasă să plece și ne ducem după jos ca să-mi arăți acolo ce tot faci, un calculator, un setup de gaming, păi cred că o să-l văd.
gând dacă Darius l-a fugit, adică nu cred că o să-l las aici. Stai, nu stai, nu stai, e capcană, e capcană, e capcană. Taci, nu mai deschide asta, Darius, că te aude, te aude. Nu, lasă să plece, Darius, ca să-mi era și Mickey, nici n-am văzut. Ai calculatura aici, cam un lucru de gaming. Un fund de Fortnite, hai să-l șterg. Nu e capcană, omule, bă, lasă, bă, e capcană, taci, omule, rămâi când ne vede. Ai răbdare, omule, Darusele, ai răbdare, vrei să fie bine sau nu, lasă să plece, Darusele, să plece, taci, odată să obținte, taci, 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 a plecat, a plecat, a plecat, bă, cred că a plecat, cred că a plecat, uite-te, e cineva, mai e cineva, mai e cineva, nu mai, nu mai, a plecat, a plecat, hai mă, arată-mi, arată-mi, dar aici n-ai ușă, Darusele, vino, 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 bă, aici n-ai, da, în momentul ăsta, unde-i Darusele, pentru că am instalat un software pe calculator și știu că e aici, ce, mă credeți așa proastă, credeți că nu știam să folosesc ăla? Nu, spune-mi acum unde e Darusele, că dacă nu, o să iei tu pedeapsa pentru amândoi. Darusele, e aici, uita-l, uita-l, ieși și vezi, vezi, repede, uite, fuge, Darusele, nu fuge, nu fuge, Darusele, o să fie rău pentru tine, o să fie rău pentru tine, l-ați văzut, da? Ok, bă, frate, nu, îmi pare rău că am făcut asta, n-am vrut să fac asta, dar deja m-am speriat prea rău, bă, nu înțeleg ce se întâmplă, bă, dar unde o fată, Darusele, vine repede, sus, vine repede în cameră, vine repede în cameră, Darusele, pune-te cătorul, pune-te cătorul, ca să crede, Darusele, vine repede în cameră, să crede cătorul, nu că trebuie să mă ascund, trebuie să mă ascund, trebuie să mă ascund, că vine, 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 vine aici, vine aici, vine, ok, ok, a intrat în cameră, a intrat în cameră, bă, dar nu știu ce să fac, Darusele, vine repede, bă, Darusele, da, a intrat deja în cameră, omule, unde ai plecat, Darusele, mă, nu înțeleg ce face ăsta așa, bună ziua, ce, bă, de ce e tot așa de ciudat, frate, nu înțeleg, hai că eu mă pun la mine în cameră, mă pun foarte frumos, aici mă duc în cameră să stau să mă joc, Darusele, nu știu, sincer, unde a plecat, bă, dar e prost, pe bune, Darusele, nu știu, bă, chiar e prost, nu înțeleg care e faza cu Darusele, dar e prost, pe bune, adică... Bă, Rafaele, 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 ai pus încărcătorul la 3? Poftim? Ai pus încărcătorul la 3? Adică încărcătorul la 3. Ai că ești prost, lasă-mă în pace, mă o să caut singură. Mă, bă, ce se întâmplă, mă, aici, doamne, stai, cam bine că n-am văzut că am lăsat ăsta aici, ok, mă, dar frate, unde e, bă, dar însă că nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, nu mai, chiar nu mai, nu mai suport, bă, nu înțeleg care e faza, nu înțeleg unde mă aflu, nu înțeleg absolut nimic. Vreau să-mi spuneți voi acolo, drept în comentarii, ce crede, bă, frate, nu știu că vreau să scap de aici, dar eu nu înțeleg de ce tot stau aici, că eu pot să plec acasă, hai că mă duc acum repede la mine acasă, bună, ok, ok, cred că pot să fac, cred că pot să fac, nu mi-a zis nimic, cred că mă duc acasă, mă duc repede acasă, de ce mai stai eu aici, că nu înțeleg. Bună ziua. Hai că vei, că vii și eu cu tine, că și eu mă îndrept în direcția aia de... Hai, da. hai să vedem de partea domnului Darusele. Poftim, eu vreau să mă duc la baie, la baie, vreau să mă duc la baie. Aici era baia, nu? Aici, în partea asta era. Ok, bine, da. Hai că te aștept aici, hai că Ok, bine, am înțeles. La revedere, da. Da, nu, parcă avem o baie și jos, nu? Parcă avem o baie și jos. Da. Știu că era baia. Hai că vin și eu. Da, știu că era baia preferată a lui Darius. Uite, mamă, ce mișto dulapul ăsta pe aici. Interesant pare dulapul ăsta. Da, cam interesant. Da, aici. Nu, dar ce? S-a auzit cumva de Darusele? Da, unde baia? Unde baia de jos? Mamă, tu cumva ai încercat să fugi? Ia vină, mă, că știi ceva, avem baie și sus. Păi da, dar nu mai, că deja am făcut pe mine. Hai, du-te la culcare. Nu, hai, pe aici sunt patrule. Du-te la culcare. Gata, noapte bună. Am zis, du-te la culcare. Du-te la culcare. La revedere. Gata, cum am pus să dorm. Dar lăsați-mi, dar ce aveți cu mine? Așa. Ok. Bă, unde ești? Vino repede, Darusele, vino să crezi. Uite, dorm aici. Darusele, vino. Bă, omule, tu dormi. Bă, de ce nu vorbești, Darusele? Bă, lasă-mă așa. Acum am pus aici, lasă-mă, doamne. Mă, ce faci, omule? Bă, Darusele, așa, în somă, pe bune, gata, omule, gata, alo, s-a făcut, Poți să-mi explici de ce nu ești în pat? Știam eu că vorbești prostii despre copilul meu. Uite, vezi? El doarme. Tu stai aici, știi ce? Ia, marș pe geam, că nu merit să fii în casă. Ia, gata, pe geam. S-a făcut, afară, am zis, afară. De ce dați-mi, Darusele? Uite, vă fotografie și vă trimit la, ok, da. Ce faci, Darusele? Ești bine? Unde ai fost, Darusele? Ai dormit toată ziua, știi că a dormit Darusele toată ziua? Auzi, ia, urcă-te tu un pic acolo. Am zis, urcă-te un pic acolo pe geam. Lasă, aia, urcă-te acolo. Ok, v-am fotografiat 1-2, da? Bună ziua, vreau să reclam și eu aici protecția copii. Mă, ce faci, Darusele? Nu ești în partea mea, Darusele, mă, ce faci? Omule, Darusele, mă, ce ai? De ce? Bă, dar stai sigur, Darusele, că parcă nu vorbește. Mă, ce faci? Ia, Barafa! Mă, burger! Barafa, ce faci? Mă, ce faci, mă, Darusele? De ce nu vorbești? Păi nu știu, Barafa, aveam burger în gură. A, Darusele, bă, auzi, Darusele, da, mama ta te căutat de mult timp și tu chiar erai aici, dormeai, dar nu te-am văzut niciunul dintre noi. Păi, ce
proști. Ce ai zis despre mama ta, dar este ne, ia vino mâncă. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.